Bună dimineața, sunt Dan Negru. Mi-e dor de Vâlcea pentru că e în drumul meu spre casă, spre Timișoara. Uitați-vă la matinal ca să aveți o zi frumoasă. Pe curând! Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mădălina Mitu și vă invit la o nouă ediție matinală. Am revenit cu mare drag la Clinica Pasindora, unde în ediția de astăzi vom cunoaște această echipă minunată de oameni fantastici și se spune așa, atunci când lucrezi cu multă pasiune și cu multă iubire, nu lucrezi nici măcar o zi din viața ta. Sunt tare curioasă să vedem ce îi împlinește pe ei ca oameni, cum fac pacienții fericiți și împliniți. Mai ales că pleacă cu un zâmbet larg pe buze, vom afla în câteva minute despre ce este vorba. Dar până atunci, știți foarte bine, matinalii mei, cu ce începem ediția matinalului, cu prima rubrică specifică și anume Meteo. Trebuie să-l ascultăm pe colegul meu, Vali Conea, să vedem cu ce vești vine astăzi pe frontul atmosferic, câte grade în termometre avem. Dimineața de vineri, de martie 18, din partea mea să fie bună, dar coana vreme are altă părere și altă urare. Să fie închisă, să fie umedă, să fie friguroasă, ploată și ninsă. Să vă prezint însă situația de pe teren. A nins iar la munte. A fost frig ieri noapte, minus 15 grade, astăzi însă cerul se va elibera de nori, soarele va străluci la înălțime pe la obârșii alături vârfului Roman, Parcul Național Buila-Vântrorița și Parcul Național Cozia. Temperatura însă va rămâne scăzută, minus 6, minus 7 grade. Minus 5, minus 6 grade, noaptea pe la Horezu, Voineasa, Brezoi și Câineni, ziua cerul mare parte însorit, maxima zilei va urca cel mult spre plus 4, plus 5 grade. În orat cerul peste băile Govor, Aulănești și Călimănești, soarele își va face cu greu loc printre nori. Temperatura încă scăzută pentru martie, 4-5 grade. La Drăgășani, fără precipitații astăzi și doar 8 grade în termometru. Minus 3 grade dimineața, plus 7-8 pe timpul zilei, soarele zgârcit la vedere în râmnic. Dar se întrevăd și zile mai bune, mai frumoase. Până atunci însă, primăvară doar în calendar. Însă cu un zâmbet și multă sănătate, se poate instala și afară. Să fie vremea, să fie și vremurile cum vă doriți. Vali Conea, îți mulțumim din suflet pentru veștile aduse pe frontul atmosferic. Sunt tare curioasă dacă primăvara în sfârșit își intră în drepturi. Dacă nu, cel de sus ne mai spune, mai aveți de așteptat. Dar până atunci trebuie să profităm de fiecare moment al vieții noastre, cu bune și cu rele. Și bineînțeles, îl puteți asculta pe Vali Conea la Radio Vâlcea 1 pe frecvența 88,6, imediat după matinalul Fi Antenă. El vă prezintă melodii de top, horoscop și, bineînțeles, știri. Dar, dacă tot vorbim de horoscop, avem și noi horoscopul la matinalul Fi Antenă, prezentat de colega mea, Lili Suciu, să aflăm pentru fiecare zodie în parte cum stăm. Avem zâmbete și la propriu și la figurat sau mai avem de îndurat? Lili Suciu, dă-ne vești. Berbec. Cei aflați sub acest semn zodiacal vor avea parte de un început bun la locul de muncă, unde sunt foarte apreciați și recompensați pe măsura eforturilor depuse. Este posibil să primească câteva critici constructive și asta îi determină să devină mai buni. Taur. Nativii zodiei Taur sunt foarte productivi la locul de muncă, însă în a doua parte a zilei oboseala se va resimți mai intens decât de obicei. Astrele îi sfătuiesc să acorde mai multă atenție odihnei și sănătății. Gemeni. Astăzi, gemenii vor avea parte de discuții în legătură cu propria locuință. Acest subiect necesită mai multă atenție din partea lor pentru ca lucrurile să iasă așa cum și-au dorit. Rac. Pentru nativii raci se anunță o zi aglomerată la locul de muncă, însă toate eforturile lor vor fi răsplătite mai mult decât își imaginau, ceea ce le va aduce o mare bucurie. Astrele îi sfătuiesc să nu exagereze cu cheltuielile. Leu. O zi frumoasă și productivă la locul de muncă pentru acești nativi. În a doua parte a zilei, astrele le recomandă să se dedice mai mult persoanei iubite pentru a reaprinde flacăra iubirii, deoarece acum este momentul potrivit.
Fecioară. Se întrevede o zi cu impact pe zona de comunicare pentru acești nativi. Este un moment prielnic pentru a organiza o ieșire cu prietenii sau o vacanță mult așteptată. Balanță. Astăzi, nativii zodiei Balanță se vor concentra pe realizarea unor schimbări pe plan profesional. Sunt mai deciși ca oricând să se readune din punct de vedere psihic și să se gândească serios la promovarea pe care și-o doresc. Scorpion. Este o zi cu reușite în a întâlni persoane potrivite pentru distracție. Acești nativi vor avea parte de momente de neuitat. Este posibil să se și îndrăgostească, însă mare atenție, acești fluturi de primăvară pot dispărea peste noapte. Săgetător. Imaginea săgetătorilor suferă transformări în mediul familial. Anumite discuții se pot aprinde ușor în urma unor critici. Astrele îi sfătuiesc să-și găsească o ocupație, să se simtă utili și să stea deoparte de neînțelegeri. Capricorn. Astăzi, capricornii planifică o ieșire cu prietenii. Este un moment prielnic pentru a crea noi legături pe plan profesional, dar și pe cel personal. În a doua parte a zilei au parte de momente frumoase alături de cei dragi. Vărsător. Nativii acestei zodii caută noi surse de finanțare. Astrele îi sfătuiesc să se bazeze pe ceea ce știu ei cel mai bine să facă pentru a produce mai mult și astfel să le crească veniturile. Familia îi susține și le oferă sfaturi utile pentru o posibilă investiție în case sau terenuri. Pești. Astăzi, nativii zodiei anulează o parte din planurile pentru această zi. Chiar dacă au avut anumite așteptări și acestea nu s-au adeverit, nativii pești încearcă să nu își strice buna dispoziție. Matinalii mei dragi, primăvara a venit și bineînțeles că și noi am revenit la Clinica Pasindor alături, bineînțeles, de Dana Deaconu. Bună dimineața cu drag, Dana, mă bucur tare mult din nou să te văd și pe tine cu aceeași energie pe care o văd și la Ciprian Deaconu, cu zâmbet și, bineînțeles, cu voie bună. Bună dimineața, păi doar suntem o familie, nu? Se transmite această energie, nu? Da. Denuța, sunt tare curioasă astăzi și cei de acasă să-ți afle, să-ți cunoască așa echipa și mai cu seamă să aflăm secretele așa de la fiecare în parte, cum se simt ei aici la Clinica Pasindora, care este vibe-ul lor, de ce au ales domeniul pe care l-au ales, care este toate secretele, știi că eu sunt foarte cârcotașă și nu mă las până nu aflu tot. Și vreau să te întreb așa, câți angajați sunt la Clinica Pasindora? Sinceră să fiu, nu prea îmi place cuvântul angajat. Pentru mine toată lumea care este în clinică este colaborator. Suntem undeva la 20 de persoane, dacă îi punem și pe medicii care vin din orașele din exterior. Suntem o echipă formată din 20 de oameni, foarte frumoși și dedicați acestui proiect pe care l-am început în urmă cu 4 luni și care are ca scop să aducem cât mai multe zâmbete pe chipurile oamenilor. Și uite, ușor, ușor, toți pacienții care vin se simt extraordinar și vreau să spun, Dana, că mi-a plăcut tare mult remarca pe care ai făcut-o. Asta înseamnă că ești un om foarte modest, având în vedere evoluția voastră și cât ați muncit pentru a ajunge la acest nivel. Și asta înseamnă, de fapt, cheia succesului, să rămâi modest, indiferent unde ajungi, la ce nivel ajungi. Dacă tot vorbim de colaboratori, vreau să te întreb, care este colaboratorul tău preferat? În echipa Pasindora, toți colaboratorii sunt preferați. Suntem o echipă frumoasă și se vede încă de la intrare că fiecare membru al acestei echipe dă 100% pentru ceea ce se întâmplă aici. Fiecare, exact cum am zis și săptămâna trecută, pentru că avem niște ședințe între noi în care discutăm micile probleme care apar ca să găsim soluții, să putem să creștem cât mai mult. Știu și de la, scuze-mă că te întrerup, de la Ciprian, că aveți foarte multe cursuri de dezvoltare personală și de asemenea vă trimiteți angajații, mă rog, colaboratorii, așa cum ai spus tu și ai specificat, la foarte multe traininguri. Este o ramură foarte importantă. Dacă ar fi să mă repet, în momentul în care eu am hotărât să parcurg acești pași spre dezvoltarea personală, a fost în momentul în care am hotărât că nu le cunosc pe toate și că poți învăța orice și de la oricine. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să particip la cursuri faimoase de dezvoltare personală în care sunt susținute de oameni faimoși și consider că poți învăța de la oricine câte ceva.
Foarte frumos punctat, așa este Dănuța, așa că acum hai să te las, că am vorbit destul. Cei de acasă și cei care te urmăresc te cunosc foarte bine, s-au obișnuit cu tine și cu Ciprian, dar mai puțin cu echipa din spate, echipa care lucrează cot la cot cu tine, așa că meritul este în totalitate pentru toți, pentru că dacă nu ai oameni profesioniști, oameni dedicați, nu poți să reușești în orice afacere ai avea. Îmi doresc foarte mult să-i cunoașteți pentru că sunt oameni speciali, atât pentru mine cât și pentru Pasindora și cât și pentru oamenii care ne calcă pragul și din punctul meu de vedere, fiecare contribuie maxim la ceea ce vedeți pe tot ceea ce arătăm. Într-adevăr, așa este. Matinalii mei, pregătiți să cunoașteți asistente foarte frumoase și domnișoare care sunt în front de la recepție, care vă întâmpină așa cu un zâmbet larg și nu numai, pentru că este o echipă foarte, foarte mare, așa că haideți să mergem. Am ajuns unde trebuie, adică primele fete care vă întâmpină când veniți la clinica Pasindora, două fete superbe, care sunt așa puțin emoționate și nu înțeleg de ce, și în stânga mea, în dreapta dumneavoastră, o avem pe... Bună dimineața! Bună dimineața, Evelin! Evelin, și în dreapta mea, în stânga dumneavoastră, pe... Bună dimineața, Beatrice! Beatrice, fetelor, nu trebuie să aveți emoții pentru că, nu știu, sunt un fel de bau-bau pentru cei care îi întreb în general și se sperie așa de parcă sunt mai rău ca la război, am venit cu bomba Andrei și cu microfonul Arma, dar nu e chiar așa pentru că aici fetele acestea frumoase vă fac rezervări, programări. Ia spune-mi, te rog frumos, cum în momentul când dorește cineva să facă o rezervare, care este numărul la care trebuie să sune sau care este procedura? Trebuie să sune la numărul de recepție sau la oricare din clinică, îi preluăm noi, o să rugăm, primul pas este să-l rugăm să facă o radiografie, după care preluăm niște date, un număr de telefon, numele și data nașterii, îl introducem în sistem și îi facem programare. Și bineînțeles, vine la un control, după care se va face programare în funcție de probleme, nu? Da. Am înțeles. Ai văzut că nu e atât de greu, ai emoții și nu trebuie să ai emoții. Beatrice, spune-mi, de cât timp colaborezi cu Pasindora? Colaborez cu Pasindora din octombrie, de când s-a deschis, deci sunt aproximativ 6 luni. Și te simți bine? Cum te simți în această echipă? Foarte bine, toată echipa este super și suntem ca o familie. Iar tu ce părere ai despre echipa Pasindora? Eu sunt mai nouă, am decât o lună și jumătate, am venit așa ca o mică intrusă, să zic. Dar cred că primită cu brațele deschise. Da, aia vreau să zic, mă simt ca și cum aș fi fost de la început cu ei, toată lumea a avut grijă să nu simt diferența. Și să te integrezi așa foarte repede, pentru că sunt persoane foarte calde și primitoare, așa că matinalii mei o să mergem mai departe să cunoaștem alta echipă, de fapt în continuare echipa Pasindora, să vedem cine urmează, sunt tare curioasă. Am pășit într-un cabinet mare, spațios și tare luminos. Alături de mine este, bună dimineața! Bună dimineața! Numele meu este Adriana. Adriana și mai cum? Adriana Tănasie. Adriana, vreau să-mi spui care este domeniul tău la care activezi la clinica Pasindora. Domeniul meu este de asistent medical. Și rolul cel mai important al unui asistent, care este? Rolul unui asistent medical este de a asigura liniște pacientului, atât cât și medicului, să ofere un cabinet steril și un instrumentar la fel de bine steril ca orice pacient să pășească în clinica noastră cu mare încredere și de a lucra unul la unul cu medicul nostru în cabinet. Bineînțeles, ești mâna dreaptă care face toți pașii și face munca mai ușoară a doctorului, nu? Exact. Deci ce știu, trebuie să mă fac și o asistentă. Am ales alt domeniu. Adriana, am și eu emoții pentru că voi îmi transmiteți emoțiile, dar mă bucur tare mult să vă cunosc. Știu că în fața camerelor vă intimidez, dar în spatele camerelor faceți o treabă extraordinară și eu mă bucur tare mult să vă cunosc mai îndeaproape astăzi și cei de acasă și vreau să te întreb, ce te-a îndemnat să alegi acest domeniu de asistent medical? Mi-a plăcut de când eram foarte mică, cu toate că am făcut școala târziu, n-am profesat vreo 10 ani de zile, am revenit la ceea ce îmi doream și uite-mă aici în ziua de astăzi și n-aș renunța pentru nimic în lume, pentru că este un domeniu foarte frumos, curat, liniștit,
care îți oferă foarte multe oportunități de a cunoaște mai mult, de a învăța mai mult și te dezvoltă foarte mult mental. Ce îți place aici la echipa Pasindora? Aici îmi place totul. Aș putea să spun că este a doua casă. Cea de acasă de acasă, cea de a doua casă aici. Se spune că atunci când muncești cu pasiune și iubire, așa cum am făcut și introducerea, nu simți că ai lucrat nici măcar o zi. Așa că pentru tine se pare că acest domeniu este un domeniu care te pasionează, care te relaxează și așa când ai tu o zi încărcată, nu știu, muncești foarte mult, cum te relaxezi? Ce îți place să faci în timpul liber? Îmi place să mă uit la filme. Îmi plac de obicei filmele turcești. Sau filmul meu preferat este Nord și Sud. Chiar îl vizionez acum când am un timp de relax. Sport îți place așa, să crească serotonina, să te relaxezi sau mai puțin care foarte bine? Ești lăbuță și mă gândeam că poate și în acest domeniu te relaxezi, nu știu. Mai puțin. Fac sport foarte mult în casă cu treburile casnice. Adriana, îți mulțumesc tare mult. Sunt curioasă să-ți cunosc, bineînțeles, și colega ta, cea de-a doua, și o invit alături de noi. Îți doresc o zi însorită, cu multe zâmbete aici la Clinica Pasindora și să-ți faci treaba așa cum o faci, cu mult profesionalism și cu multă iubire pentru bine și pentru frumos. Mulțumesc asemenea. O zi frumoasă vă doresc și eu. Se pare că echipa Pasindora este formată doar din doamne și domnișoare și, bineînțeles, alături de mine este. Bună dimineața! Bună dimineața, Mădă! Mă numesc Enache Andreea Loredana și sunt asistent medical. Andreea, sunteți foarte frumoase, sunteți o echipă de fete fantastice. Mă bucur tare mult să te cunosc și pe tine mai îndeaproape și cei de acasă și vreau să aflu și eu așa mai multe secrete despre voi, cum ați ales acest domeniu, de ce ați ales acest domeniu. Ia, răspunde-ne! În primul rând, eu am ales ca asistent medical generalist pentru că iubesc foarte mult să ajut oamenii. Este o plăcere de-a mea din copilărie să fiu alături oamenilor și să le ofer ajutorul meu. Te-ai gândit la un moment dat, așa, nu știu, poate când erai copil îți doreai să lucrezi într-un spital. Acum lucrezi într-o clinică foarte frumoasă, luxoasă, cu toate condițiile. Ai visat vreodată la acest domeniu? Exact, asta s-a întâmplat, mă, de să știi. Eu îmi doream foarte mult să lucrez într-un spital, alături de oameni, făcând școala și în timpul practicii. Am realizat că îmi place foarte mult în maternitate, dar ca să vezi că am ajuns aici. Soarta sau destinul sau tu ai ales? Cum e? Cred că destinul, dar să știi că îmi place foarte mult. Chiar mă regăsesc aici, îmi place enorm de mult și iubesc ceea ce fac. Care este satisfacția ta ca asistent medical generalist cea mai mare? Cea mai mare satisfacție o ai atunci când vezi pacientul cum este de fericit, atunci când pacientul îți mulțumește, atunci când pacientul îți oferă o îmbrățișare și îl vezi că pleacă mai fericit ca niciodată acasă. Te-ai gândit, nu știu, la un moment dat, până să vii la Clinica Pasindora, nu știu, să faci altceva, să-ți alegi un alt domeniu, poate erai nemulțumită, știi cum e. Multe persoane vor să adopte să lucreze la stat, dar se confruntă cu multe probleme. Da, exact cum ți-am spus și mai înainte, eu asta îmi doream, practic, să lucrez într-un spital, dar se pare că soarta a ales ceva ce îmi plăcea mult mai mult și am ajuns aici, în Clinica Pasindora, unde întâlnim foarte mulți oameni minunați și care ne dau atât satisfacția lor, este și pentru noi, pentru că atunci când ei sunt mulțumiți, noi suntem și mai mulțumiți, clar. Am înțeles, Andreea. Și o ultimă întrebare, vreau să-mi spui, ai făcut facultatea sau ai făcut studii la liceul sanitar? Am făcut post-liceala. Da. Cât timp? 3 ani de zile am făcut post-liceala, am dat examenul și apoi am încercat aici, unde am și reușit. Andreea, dar vreau să spun o chestie foarte interesantă. Și eu am făcut voluntariat la spital, la urgențe, și sunt sigură că și tu ai făcut practică atunci când ai activat în acest domeniu. Și vreau să te întreb așa, nu știu, ce ți s-a părut frumos și ce ți s-a părut urât atunci când făceai practică? Și o să spun și o să-ți răspund și eu. Senzația urâtă, da, este atunci când vezi oamenii suferind. Cred că asta este singura senzație urâtă, iar senzația frumoasă, categoric, este când poți să-i ajuți, poți să le fii alături, poți să le oferi o vorbă bună, poți să le oferi o mângâiere la nevoie. Pentru că orice om, când se simte rău și este bolnav, are nevoie de iubire, de mângâiere și să-i fie aproape.
Andreea, mă bucur tare mult că n-ai avut emoții, ai ieșit un interviu de excepție cu tine. Mulțumesc din suflet, ca de altfel și cu ale tale colege. Asta este, nu toți suntem făcuți, vorba aia, să apărăm în fața micilor ecrane, să vorbim corect și coerent ca atunci când vorbim cu prietenii la o cafea. Dar uite că a ieșit un interviu de excepție și îți mulțumesc tare mult pentru acest aspect. Mulțumesc foarte mult și să știi că este prima dată și am emoții foarte mari, dar mă bucur că ai ieșit ce trebuie. Chiar nu s-a văzut de nicio culoare. Îți mulțumesc mult de tot. Și eu mulțumesc. Eu sunt profund impresionată de ce văd aici, cred că și dumneavoastră, mai ales domnilor de acasă, fete foarte frumoase și pricepute la tot ceea ce fac, iar alături de mine în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața! Numele meu este Adelina, sunt asistent manager în cadrul clinicii Pasindora. Mă ocup de coordonarea echipei și de contracte, să meargă perfect în cadrul clinicii. Adică tu coordonezi toată echipa și vreau să te întreb așa, Adelina, cum faci față? Sunt ajutată de fiecare membru în parte, fiecare membru știe foarte bine părticica lui și suntem un tot așa, un întreg, da. Toți funcționăm împreună, bineînțeles. Este greu să lucrezi cu oameni? În general, toată lumea se plânge, vai, cât e de greu să lucrezi cu oameni, că sunt încăpățânați, nu ascultă, își fac de cap, își dau toată silința. Cum e la tine, Adelina? Din punctul meu de vedere, nu am întâmpinat astfel de probleme, pentru că și membrii echipei Pasindora sunt niște oameni foarte faini și la fel și clienții. Pacienții care ne calcă pragul, prietenii noștri, să spunem așa, pentru că nu ne place să-i numim pacienți, sunt oamenii foarte calzi, primitori, faini și suntem pe aceeași lungime de undă, să spun așa. Vreau să te întreb, Adelina, momentul când ți-ai ales acest domeniu, a fost ceea ce tu ți-ai dorit de când erai copil sau visai la altceva și acum ți-ai ales acest domeniu pentru că, eu știu, viața, soarta, prietenii, părinții te-au împins sau a fost o decizie a ta? Nu a fost, să zic, ce credeam că voi face, pentru că sunt profesor de limba engleză la bază. Good morning! Dar îmi place foarte mult ceea ce fac aici. A venit așa ca o provocare, dar îmi place foarte, foarte mult să lucrez cu oamenii. Echipa este foarte faină și ne place să intrăm așa în povestea fiecărui pacient. Să-l cunoașteți mai bine. Să-l cunoaștem și să ne adaptăm nevoilor lui, să fim prieteni, să nu simtă frica că merg la stomatolog. Exact cum era frica aceea când eram noi copii, cred că și cei de acasă își aduc aminte și cred că și tu ai întâmpinat această problemă. Când mergeam la medicul stomatolog, pentru o carie cât de mică ea, plângeam și netăvăleam și ziceam nu vreau la doctor. Ei, acum totul a devenit așa o joacă. Toți copiii vor la doctor, la doctor stomatolog, pentru că primesc, ai văzut, voi vă jucați, probabil oferiți ceva copiilor, nu știu, un joc, ceva dulce, ca să-l ademeniți? Da, pentru fiecare pacient încercăm să venim cu ceva ca el să se simtă important, pentru că noi punem foarte mare accent pe ei ca și oameni și oferim diverse lucruri mici care să facă diferența între noi și... Foarte frumos spus, Adelina. O ultimă întrebare, așa, știi, când ai o zi grea la muncă și mulți oameni au așa diferite hobby-uri, pasiuni, ție ce îți place să faci în timpul liber? De obicei îmi place să citesc, să călătoresc foarte mult. Acum că vine și primăvara, abia aștept să mă plimb. Îmi place foarte mult și cadrul în care este situată Pasindora, pentru că este așa... De poveste, exact ce doream. Și altceva ce îți mai place, nu știu, îți place, ai zis, shopping-ul nu-ți place? Femeilor le place să meargă la cumpărături, ești și tu pasionată. Și asta, da, foarte mult, sigur. Adelina, îți mulțumesc tare mult. Aș mai avea așa o întrebare, uite, fulgeritor mi-a trecut prin cap, planuri de viitor ce ai? Mă văd în continuare aici, crescând alături de echipă, pentru că, așa cum spuneai și tu mai devreme, avem parte și de multe cursuri de dezvoltare personală aici și ne place să creștem împreună. Sunt aici încă de la început, deja fiecare membru al echipei deja s-a dezvoltat într-un anumit fel și asta cred că se va întâmpla pe măsură ce timpul va trece.
De la acele cursuri de dezvoltare personală a fost ceva care te-a marcat și care ți-a atins așa sufletul, mintea și inima? Mereu avem ceva nou de învățat și tot timpul trebuie să ne dezvoltăm, să avem dorința de a merge mai departe și nu să rămânem la același nivel. Foarte frumos, Adelina, îți mulțumesc tare mult pentru acest interviu frumos și de excepție, în care ușor-ușor vă cunoaștem și pe voi mai bine, cu trăirile voastre, cu planurile voastre și suntem curioși să aflăm cum v-ați integrat voi în această echipă fantastică, așa cum v-am numit eu, la Clinica Pasindora. Așa că, matinalii mei, mergem mai departe. Matinalii mei, să știți că nu mai avem mult până la final, dar tot lângă o domnișoară tare frumoasă sunt și de această dată. Bună dimineața, cum te numești? Bună dimineața, Madalina, numele meu este Ioana. Ioana și mai cum? Ioana Ciofâcă. Ioana, vreau să-mi spui care este domeniul tău la care activezi la Clinica Pasindora. Eu reprezint partea de marketing. Mă ocup cumva ca imaginea clinicii să fie simțită de către toți pacienții noștri. Și atmosfera de aici este foarte fain și chiar aș vrea ca toți să simtă ceea ce simțim noi în fiecare zi. Și dacă tot ai vorbit de partea asta de marketing, vreau să te întreb așa, Ioana, cum faci tu ca să atragi atenția celor de pe internet cât mai mult prin postările voastre? Am văzut că aveți foarte multe și mi-a plăcut tare mult această idee cu cuvântul zilei. Cum ideile acestea? Noi, așa cum a spus și doamna doctor Dana, facem în fiecare săptămână o mică ședință în care discutăm despre ceea ce urmează să facem și atunci, în urma unui brainstorming, am hotărât să prezentăm cumva și atmosfera din clinică. Postările mergem foarte mult și pe partea de informare, pentru că este foarte important ca fiecare pacient să aibă informații despre urmări, despre ceea ce trebuie să facă pentru a nu ajunge în anumite situații. Și asta este important pentru noi, ca ei să fie informați. Deci tu o să înțeleg că ești persoana care postează tot timpul pe internet acele filmulețe, da. Text de promovare, da. Și așa mai departe. Și de unde te inspiri tu, Ioana? Pentru că sunt foarte frumoase. De unde îți vin aceste idei? Nu mă inspir de undeva anume, pur și simplu cred că energia din clinică mă face să scriu acele texte. Asta a fost ce ți-ai dorit din totdeauna să faci sau când, cum le-am întrebat și pe colegele tale, când erai mai mică, ai visat la altceva să... Eu am terminat facultatea de litere, deci aș putea spune că aveam o înclinație spre partea asta umană, dar nu întotdeauna mi-am dorit să fac acest lucru. A fost tot așa o chestie de moment și am reușit să învăț cât mai multe lucruri, asta și datorită doamnei doctor, pentru că întotdeauna este genul de persoană care spune poți să faci, trebuie să faci așa, ceea ce îți place și a simțit chestia asta, a simțit că îmi place să fac lucrul ăsta. Și am mers pe varianta asta. Ce te împlinește pe tine ca om și ca angajat? Cred că relaxarea de aici, în primul rând, pentru că este foarte important ca la locul de muncă să ai un mediu foarte plăcut de lucru. Și atunci nu cred că aș putea să-mi dorești ceva mai mult. E foarte faină. Nu știu, ceva, o amintire frumoasă, pentru că am văzut că ați fost chiar și în ceva vacanțe, în traininguri, v-au trimis la traininguri. Ce ți-a marcat așa un moment special de când lucrezi la Clinica Pasindora? În primul rând, în cadrul acestor cursuri de dezvoltare personală facem și foarte multe joculețe care cumva ne ajută să aplicăm anumite lucruri și în viața de zi cu zi. Lucruri care sunt foarte importante. Asta îmi place. Îmi place că e o atmosferă foarte relaxantă, deși este un curs de dezvoltare personală. Nu simți că ești la un curs de dezvoltare personală. Și toți oamenii sunt foarte faini acolo. Nu discutăm despre muncă, nu despre asta este vorba. Pur și simplu ne cunoaștem mai bine și asta este foarte important. Da, într-adevăr, așa este, pentru că am observat peste tot unde lucrezi, de multe ori nu te înțelegi cu colegul de muncă, colega de muncă, multe bârfă, multă răutate. De ce aici este un mediu atât de prietenos și de așa ca în familie? Pentru că toți avem posibilitatea să evoluăm pe partea noastră, nimeni nu concurează cu nimeni aici, toți suntem un întreg.
Nu există eu fac mai mult, eu fac mai puțin. Ideea este ca fiecare să facă ceea ce îi place și la urma urmei totul se va vedea în echipă. Ce explicație frumoasă ne-ai dat, Ioana, în această dimineață. Asta așa ca și pentru cei care ne urmăresc și, nu știu, activează într-un domeniu toxic unde colegii, alături de colegi nu te simți tare bine, îți pun piedici vorba aia și nu poți să evoluezi ca om. Și mai cu seamă când mai ai și un patron care îți vorbește urât, aici nu se întâmplă aceste aspecte. Nu, sub nicio formă. Pentru că suntem conștienți că dacă o zală a lanțului este stricată, se rupe totul și nu acolo vrem să ajungem. Uite, o ultimă întrebare mi-a venit așa pe moment. Dacă mâine nu ai mai lucra la clinica Pasindora, ai avea așa o decepție? Da, adică mi-ar părea foarte rău. Nu știu, cumva o văd ca și cum nu aș veni la muncă. Aș veni într-un loc în care discut cu oamenii ca și cum ar fi prietenii mei. Și asta ar însemna să renunț la prietenii mei și nu aș vrea asta. Deci categoric mi-ar părea foarte rău. Să știi că m-am deja mai sensibilizat, Ioana, și nu vreau să plâng în această dimineață și nici cei de acasă. Un interviu așa cu tine l-am avut mai de suflet. Ne-ai spus câteva vorbe foarte frumoase care ne-au atins inima și îți mulțumesc mult de tot cu acest prilej și vreau să-ți doresc mult, mult succes pe viitor. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. La fel. Echipă de profesioniști, bineînțeles, în ale fotografiei și video. Alături de mine, în dreapta mea, în stânga dumneavoastră, o am pe Alexandra Ilie. Bună dimineața, Alexandra, și în stânga mea, în dreapta dumneavoastră, și primul bărbat din această echipă și sunt tare curioasă să-l întreb cum face față. Bună dimineața! Bună dimineața! Remus? Remus Gheorghe. Remus, vreau să te întreb așa, pe lângă faptul că tu te ocupi de partea aceasta video, da? Cum faci față cu atâtea fete frumoase aici? E greu, e greu. Ați avea impresia că e foarte ușor, dar e un pic dificil. Încercăm, supraviețuim, e bine. Am înțeles. Iar pe partea aceasta, Remus, de video, tu te ocupi tu alături de Alexandra, vă ocupați de imaginea clinicii Pasindora. Cum faceți față? Ce faceți în fiecare în fiecare zi? Eu în fiecare dimineață prezint matinalul. Voi? Da, pot spune că avem două părți de care ne ocupăm. Avem de documentat procedurile medicale și partea de social media și postări zilnice și prezentarea a ceea ce facem noi în clinică. Eu mă ocup de partea video, Alexandra se ocupă de partea de fotografie și diminețile încep în forță. De cât timp faci asta, Remus? De prin 2017, deja de 5 ani de zile, iar colaborările cu clinicile un pic dinaintea deschiderii Pasindora. Este ceva nou pentru noi, am fost un pic surprinși în primăvară când ne-am întâlnit cu Dana și ne-a propus să colaborăm. A fost ceva nou pentru noi, clar. Un pic să ieșim din zona aceea de nunți și botezuri și evenimente, dar e ceva frumos, adică ne bucurăm foarte mult că facem parte din echipa asta și creștem împreună. Foarte frumos, Remus, și acum vreau să întreb și pe Alexandra. Alexandra, spune-mi, cum este să lucrezi cu Remus, de cât timp și cum v-ați integrat în sânul familiei Pasindora? Noi ne-am integrat, pot spune, imediat. Inițial, când ne-a propus Dana anul trecut colaborarea, a apărut un pic ciudată, pentru că eu sunt fotograf, de exemplu, de 10 ani. Și până acum am pozat oameni, iar provocarea de a fotografia și danturi, ca să zic așa, a fost ceva nou, dar entuziasmul Danei ne-a convins și nu regret nicio clipă, iar atmosfera din clinică e super, o simțiți și voi de cum ați intrat și e ca o familie, ca o a doua familie.
Cum veți face acum față faptul că au început evenimentele, nunțile, botezurile, petrecerile și să îmbinați și munca și pasiunea aceasta, nu știu, pentru evenimente? Cumva sunt două domenii diferite și atunci nu te saturi nici de evenimente sau celelalte genuri de fotografie, nici de ce facem aici în clinică, iar atmosfera și energia pe care ne-o transmit clienții atunci când sunt la final de tratament e ceva senzațional. Adică eu n-am crezut că o să ajung să simt atât de mult, dar transformarea oamenilor este foarte mare. De la început până la final e așa, e o transformare. Asta voiam să vă întreb, matinalii mei, dragii noștri telespectatori și telespectatoare, să intrați pe site-ul Clinicii Pasindora și chiar și pe pagina lor de Facebook și de Instagram Pasindora, să vedeți acolo transformări uimitoare, adică poze ce le puteți vedea realizate de acești doi colegi din echipa Pasindora, ce profesionaliști sunt și cum fac transformările acestea cu before and after, adică înainte și după. Care a fost, nu știu, pacientul sau pacienta care v-a uimit? Hai să te întreb pe tine, Alexandra, după care o să îl întreb și pe Remus. N-aș putea să spun că a fost unul neapărat, pentru că fiecare are povestea lui și fiecare are, genul lui de a schimba viața sau care se simte în clinică și atunci poate inițial sunt mai zâmbăreți, dar tot emotivi inițial când pășesc în clinică și până se obișnuiesc cu noi sunt un pic mai reticenți, dar până la urmă toți pleacă cu zâmbetul mare, mare pe față și bucuroși de tot ce se întâmplă aici. Nu știu, eu mi-aduc aminte de o doamnă, dar vreau să-l întreb și pe Remus, de o doamnă tare dragă, la o vârstă destul de înaintată, dar, cum să zic, o femeie extraordinară care a pus preț pe sănătatea ei și pe frumusețea ei printr-un zâmbet perfect. Remus, pe tine ce te-a uimit așa? Da, haideți să discutăm un pic despre doamna, da, într-adevăr. Pe care o ziceam, da, și eu. Da, am participat, am fost martorii unei schimbări foarte importante, în primul rând pentru doamna, pentru că dânsa a realizat că e foarte important să investească în sănătate și în sine. Și schimbarea a fost ceva wow. De altfel, ne bucurăm foarte mult că participăm la, avem șansa de a vedea și a urmări aceste schimbări. Atât de mulți pacienți care ne calcă pragul și suntem acolo la fiecare pas și documentăm și vedem transformarea și încrederea pe care o capătă și ce diferențe sunt de atunci când intră prima dată în clinică, când pășesc și la final când este totul gata și sunt plin de fericire, de bucurie și pur și simplu radiază. Într-adevăr, așa este și eu am rămas uimită, dragii mei matinali, și vă spun asta pentru că aici, au pe lângă tratamentul de care au parte, au parte și de acea înfrumusețare printr-un make-up, coafat și la sfârșit o ședință fotoprofi. Sunt fericită, mulțumită să vă cunosc pe toți voi. Nu mai avem foarte mult până la final, doar cred că o persoană, două, din echipa Pasindora. Așa că, Alexandra, Remus, vă mulțumesc frumos pentru acest interviu și mult succes acolo să scoateți cât mai multe zâmbete perfecte și fotografii și video de înaltă performanță, clar. Mulțumim tare mult și vă așteptăm cu drag oricând în clinică. Vă așteptăm. Și ultima colaboratoare din echipa Pasindora, Dana, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit pe la noi! Mă bucur tare mult să te revăd, noi ne cunoaștem deja de ceva timp și sunt tare fericită să știu că mai ai încă un domeniu pe lângă ceea ce tu făceai în trecut și probabil încă mai faci. Și vreau să te întreb așa, Dănuța, asistent medical generalist? Da, asistent medical generalist. Cum este stomatologia, nu știu, așa în zilele noastre acum? Stomatologia în zilele noastre a devenit ceva inovativ, nu mai este durere. Oamenii trebuie să vină cu încredere și îi așteptăm cu mare drag. Dănuța, de ce ai ales și acest domeniu pe lângă ceea ce mai făceai în trecut? Am zis să încerc și altceva și am văzut că îmi place, m-am descoperit pe mine. Este ceva care mă surprinde și plăcut și îmi doresc din ce în ce să învăț mai mult și să cresc,
Să evoluezi, așa este, Dănuța. Vreau să te întreb, dar cum ai ajuns în clinica Pasindora? Am depus CV-ul, am fost acceptată din prima. A fost o surprindere pentru mine. Deși la început am venit așa necunoscut, pentru că nu știam nimic despre stomatologie, făcusem școala de asistent generalist, dar era cu totul altceva față de stomatologie. Și primele săptămâni stăteam și mă gândeam, oare o să duc la bun sfârșit, o să reușesc? Și da, îmi place foarte mult ceea ce fac și îmi doresc din ce în ce mai mult să devin mai bună. Dănuța, știu că în trecut erai un make-up artist. Mai faci acest domeniu? Da, este o pasiune de-a mea și nu am încetat să fac lucrul acesta. O fac cu mare plăcere de fiecare dată când și asta îmi bucură sufletul. Cum este stomatologia, așa este și partea cu make-up-ul. Dar care ai început prima dată cu stomatologia, adică cu să fii asistent medical generalist sau make-up artist? Prima dată am fost make-up artist. Okay. Din 2014 am făcut școala și după aceea am făcut școala de asistent generalist. Și deci oarecum ai început destul de târziu. Da, 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 chiar foarte. Ce te-a îndemnat să faci școala așa la o vârstă la care, nu știu, poate alții zic renunță și zic lasă, nu mai fac, că deja am o vârstă? A fost o provocare pentru mine, am zis să depășesc limitele, să fac și altceva nou și asta sunt, m-am descoperit. Un mesaj așa pentru toți pacienții care vor să vină la medic și încă mai au această teamă de stomatolog. Ce ai să le transmiți? Noi oferim zâmbete și nu este deloc dureros ceea ce se întâmplă la noi. Să vină cu încredere și îi așteptăm cu mare drag și cu brațele deschise. Deci vă oferă zâmbete și nu durere, dragii noștri telespectatori, așa că vă așteptăm cu mare drag la Clinica Pasindora. O să ne luăm așa ușor, ușor rămas bun de la dumneavoastră, dar nu înainte de a trage concluziile cu Dana Deaconu, bineînțeles. Mulțumesc din suflet, Dănuța, îți doresc mult succes și în această carieră pe care tu ți-ai ales-o. Sper din suflet să te împlinească la fel de mult ca și cea de make-up artist și toate visele așa să devină realitate. Mulțumesc din suflet, așa să fie. Mulțumesc! Bineînțeles, am ajuns la final și nu se putea altfel decât alături de doamna doctor Dana Deaconu. Mulțumesc tare mult, ți-am cunoscut echipa aceasta, echipă de fantastici, așa i-am numit eu. Mai multe fete decât băieți, Dănuța, cum e? Azi ai avut ocazia să cunoști o parte din echipă, într-adevăr suntem fete frumoase. Foarte frumoase! Avem și bărbați, echipa medicală este formată mai mult din parte masculină, deci din punctul acesta de vedere este o echipă mixtă, formată din... echilibrată. Exact, da. Îți mulțumesc tare mult, Dănuța, pentru aceste clipe frumoase petrecute din nou alături de voi. Te felicit încă o dată pentru această echipă minunată, pentru felul cum vă dezvoltați de la zi la zi. Mă bucur tare mult că ești un antreprenor care investește în angajați și îi fac să fie fericiți la locul de muncă și asta o să-ți aducă mult succes. Îți mulțumesc și ăsta este rolul nostru, să facem oamenii fericiți. Îți doresc o zi frumoasă la fel ca tine, să rămâi la fel de zâmbitoare, de plină de viață, așa cum te-am cunoscut și să ne revedem curând din nou cu bine. Vă așteptăm, cu drag. Matinalii noștri dragi, aceasta a fost ediția noastră de astăzi alături de Dana Deaconu, bineînțeles, la Clinica Pasindora. Vă așteptăm cu mult drag și cu multe zâmbete, cu energie pozitivă și, bineînțeles, cu multă dragoste. La revedere!